Bună ziua! Vreau în prezența noastră a tuturor la ceas de mare sărbătoare pentru comuna noastră și dați-mi voie să prezint și să mulțumesc domnilor deputați care participă la această sărbătoare. Domnul președinte al Consiliului Județean, Măgureța Corneanu Ștefan. Domnul secretar de stat, Tatian Ciuceanu. Domnul vicepreședinte al Senatului României, Vicepreședinte. Doamna prefect al județului Dâmbovița, Claudia. Doamna vicepreședinte al Consiliului Județean, Lucia Marfistea. Colegii primari din zonele alăturate, cetățenii localității Ionica Caragiale. Această ședință festivă o să debuteze cu acordarea titlului de cetățean de onoare post mortem a profesorului de drept comercial român, Perpelaru Stanciu, fiul satului Tirgoveni. Iar apoi o să continuăm cu premierea celor 12 cupluri care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie și la care le spunem tuturor la mulți ani. După care o să mergem împreună la Școala Generală numărul 1 Tirgoveni, Școala Generală numărul 1, care domnul profesor Perpelaru Dumitru și-a cerut activitatea de mic copil. Adresându-vă celor 12 cupluri, vă urez sincere felicitări, să mergeți înainte, să aveți o viață liniștită, vârsta trebuie să vă permită și să copiii să vă sprijine. Și nepoții voastre să iau un exemplu de la domniile noastre. Întorcându-mă la distințiul astăzi, am să îmi permiteți să desemnăm prin grija. A fost o inițiativă, cred că 3 ani cu Adrian, cu Ferru, prin care să desemnăm cetățeanul de onoare post-mortem pe domnul profesor Perpelaru, care cum fie, a plecat din rândul localității și a ajuns acolo sus. În ultimul rând, stimați părinți, avem și cer scuze și nepotul Negescu Vasile, nepotul domnului profesor, care cu permisiunea noastră, să inunăm această plachetă în memoria domnului profesor. Doamnelor și domnilor, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, distinși domn profesor, doamnelor și domnilor, ne-am văzut de multe ori în sala aceasta de domeniu cultural, astăzi n-am venit pentru activități de ridicer, este și motivul pentru care n-am vrut să fiu la prezidiul întâlnirii. Eu am venit astăzi să facem un gest care era necesar și un gest care ne obligă și, din păcate, care vine destul de tardiv. În urmă cu 4 ani a decedat marele profesor Stanciu Perpelaru. O să vă rog să mă scuzați dacă sunt astăzi plin de emoții. Sunt alături de mine doi discipoli ai domniei sale, doamna profesor universitar dr. Țăldăreanu. Este fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, autor de manualele universitare, de cursuri de monografii și, de asemenea, un bun prieten, discipol al marelui profesor, Vasile Nimeș, profesor la Universitatea Nicolae Tiburiu, autor și profesor de cursuri de manuale, avocat de prestigiu în Bărogul București. Am avut această inițiativă în urmă cu 4 ani de zile. Mă bucur că după 4 ani de zile a reușit Consiliul Local să adopte o hotărâre. Vreau să vă spun că profesorul Perpelaru, înainte de a fi recunoscut aici, la el acasă, unde s-a născut, unde a copilărit, unde a învățat primii ani de școală, a fost onorat cu titlul extraordinar de multe. O să vă citesc câteva, pentru că e bine să știm cât de mare a fost, cât de important și cât de puțin am știut să-l prețuim
noi pe aici, pe Lădurile. Profesorul Cărpenaru a fost născut, s-a născut în 1935. A fost absolvent al Universității București, Facultatea de Drept. A obținut titlul de doctor în drept, sub conducerea profesorului dr. Dr. Treanu Mașcu, o mare personalitate a dreptului românesc, rămâne și astăzi o mare personalitate. A făcut stagii profesorul Cărpenaru la Facultatea Internațională de Drept Comparat de la Strasburg. A fost mentor și dascăl pentru nenumărate generații de studenți, de doctoranți, un model de profesionalism, de echilibru și corectitudine, o inteligență scripitoare, o memorie remarcabilă și o extraordinară putere de muncă. L-am cunoscut pe distinsul nostru profesor, când eram student, era decanul Facultății de Drept, nu știam cu educația, nu știam care legături cu Ile Caragiale, era și director al Institutului de Cercetări Juridice și am reluat legătura cu dânsul și am aflat că Ile Caragiale, după ce am fost admis la doctorat și domnia sa mi-a fost mentor. A obținut numeroase premii pentru ceea ce a scris și a lăsat în materia dreptului comercial. Dați-mi voie să vă spun doar câteva. Primul Academiei Române, Simeon Bărnuțiu, în 1984 și 2004. Premiul Academiei Române, Andrei Rădulescu, în 1993. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Carte Științifică, în 2000. Premiile Georgescu al Uniunii Juriștilor, în 2001. Și Premiul de Excelență Academică Prețână al Uniunii Juriștilor, în 2009. Premiul Matei Cantacuzino, Opera Omnia, al Revistei Române de Drept Privat și al Uniunii Naționale a Barourilor din România. De asemenea, profesorul Cărpenaru a fost conducător de doctorat din 1985 pe disciplinele de drept economic, drept comercial. A fost onorat cu titlul de doctor honoris causa, printre alții de Universitatea Valahia din Târgoviște și spre cinstea lor cei din municipiul Târgoviște i-au conferit în urmă cu mulți ani de zile titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgoviște. Facultatea de Drept existentă astăzi la Târgoviște îi are printre fondator pe marele profesor, iar mulți dintre noi cei care suntem astăzi cadre didactice la Universitatea Valahia din Târgoviște ne-am format sub îndrumarea lui. Este aici în sală și domnul Voican, care i-a fost student și consilier juridic la Uzina Mecanică de la Mija. Sunt probabil și alții, am văzut mulți care aveau pe mașini Ius, aici pe stradă, dar nu sunt aici în sală. Și spre dezamăgirea mea, mulți dintre cei care i-au fost doctoranți și le-a fost mentor, nu sunt prezenți astăzi. Chiar de la Universitatea Valahia din Târgoviște, colegii mei care au ceva de făcut urgent astăzi. Dar sigur că așa e în viață, știți cum e, când ești din treabă, toți te întreabă, când mai ești din treabă, au uitat toți de tine. Este tipic românesc și ține de caracterul nostru de popor. Închei, spunându-vă în final că facem un lucru necesar într-o Românie în care incultura, impostura, lipsa de știință de carte ne costă fiecare zi pe toți. Toate lucrurile rele care se întâmplă, să știți că au la origine o singură chestiune. Școala. Profesorul Cărpenaru a făcut cu noi școală de calitate. Și am să vă povestesc o chestiune, încerc scuze că sunt un pic mai lung, dar e cum să zic, un moment pe care l-am așteptat 4 ani de zi. În 2000, cred că 13-14, profesorul venea sâmbătă, vinerea, la Bezdeat, unde era o casă de vacanță, venea de fiecare dată la sora dânsului aici, care era foarte apropiată, și mă sună, era iarnă și îmi spune domnul profesor, așa se adresau mie care fusesem student, mentor, era de o eleganță desăvârșită.
Vă rog să mă cazați și pe mine în seara aceasta, că nu pot să ies cu mașină la Bezdeac, este Gheață. Bineînțeles că mi-am sunat soția, pregătește-o capă, casa era mare, nu aveam o problemă din punctul ăsta de vedere. L-am primit pe profesor, am pregătit o masă. Totdeauna ne plăcea să stăm, să bem un par de vin roșu. Și îi spun, domnul profesor, bem și noi un par de vin în seara aceasta. Și îmi spune, domnul Țuțuianu, vă rog mai întâi să mă lăsați o jumătate de oră în bibliotecă. Pentru că vreau să-mi pregătesc cursul de mâine. Își pregătea cursul pe care l-a scris și preda de 20 și ceva de ani. Avea niște jumătăți de pagini, scrise de mână toate, în care avea notițe legate de structura cursului, de ceea ce era important. S-a retras în bibliotecă, asta vis-a-vis de seriozitate. Mi-a dat o lecție de viață. De atunci nu m-am dus niciodată la curs fără să fac ce făcea profesorul Cărpenar. Adică 45 de minute și-au revăzut notițele, a ieșit din bibliotecă și mi-a spus să putem să bem și o un par de vin, că nu bea niciodată mai mult de un par de vin. Era un om de rară, de un bun simț extraordinar. Un om pe care l-am iubit ca pe un părinte al meu. De aceea, mulțumesc pentru donarea care o faceți memoriei profesorului Cărpenaru și sper eu ca toți să fim mai atenți cu privire la oamenii pe care i-am în jur. Când a fost înmormântat aici, am fost vreo 10 ieși. Din care, din cei 10, 9 erau de la București, poștii, studenții și doctorații, ai profesori. Deci poate suntem mai atenți cu oamenii că sunt printre noi și onorăm atunci când este cazul să îi onorăm, să le recunoaștem merite. Am aceasta vreau să vă spun. Mulțumesc tuturor. Scuzați-mi puțin emoția și faptul că am fost foarte bun în discursul de astăzi. Și cred că este un timp, domnul primar, dacă dai voie să invit și pe doamna Țânzărău și domnul Vasile Nemes, vor fi mai scurt de ca mine, așa am convenit, să spună câteva cuvinte despre marele profesor. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu aici pe dumneavoastră astăzi. Este un moment deosebit și aș vrea să vă spun că sunt aici în calitate de student al domnului profesor, de doctorat al domnului profesor, de colaborator apropiat și pentru că port vis-a-vis de domnia sa un mare respect și o mare considerație pentru modelul profesional care a fost, pentru modelul de om care a fost. Aș vrea să vă povestesc doar două dintre ultimele realizări ale domniei sale, chiar din ultimele luni ale existenței domniei sale în această țară. Am luat decizia împreună cu domnul profesor și un grup de colaboratori de a reînființa revista română de drept comercial, care nu mai funcționa în România de aproximativ 14 ani. A fost unul dintre visurile domniei sale de a reînființa o revistă de specialitate de un alt nivel științific. Dumnealui a acceptat să fie directorul revistei, eu am fost și sunt și astăzi redactor șef al revistei, împreună cu foarte multe personalități ale dreptului comercial român, dintre care și domnul profesor Nemes, care este astăzi aici, și s-a alăturat un nou consiliu de redacție a revistei, am înființat revista de drept comercial, pe care domnul profesor a reușit să o țină în mână, chiar în ultimele zile ale existenței sale, pentru că era deja bolnav, era în spital și cu ajutorul editurii am reușit să-i trimitem revista la spital. Nu vă pot spune ce bucurie a avut domnul profesor când a avut revista în mână, m-a sunat și îi simțeam emoția și fericirea în glas, deși domnul profesor rar se exterioriza și manifesta sentimente.
Și a doua chestie importantă pe care a realizat-o tot în ultimele luni ale existenței a fost înființarea Institutului Român de Drept Comercial și vă vorbesc astăzi aici în calitate de vicepreședinte al acestui institut, în care a reușit să strângă câțiva discipoli alături de domnia sa și să înființăm acest institut care are ca scop cercetarea în domeniul dreptului comercial. Astăzi institutul are peste 50 de membri, funcționează, are activitate și păstrăm domnului profesor o adâncă recunoștință. Vă mulțumesc, mulțumesc conducerii locale pentru această distinție pe care a acordat-o domnului profesor Cosmorten și sunt convinsă că în această comună amintirea domnului profesor va rămâne veșnică, pentru că a fost unul dintre cele mai mari personalități ale dreptului comercial din România. Vă mulțumesc! Un moment cu totul deosebit pentru mine și pentru comunitatea judecării și probabil că nu se observă acest lucru, pentru că profesorul Căcănaru, probabil mulți dintre noastre nu l-au cunoscut, a fost, în primul rând, un om cu totul și cu totul deosebit, un adevărat reper din punct de vedere social, iar din punct de vedere științific și didactic, ați auzit din biografia, sigur, destul de sintetică prezentată, sintetic prezentată de domnul profesor Tuțuianu, cine a fost profesorul Căcănaru. Am avut marea șansă să fiu student, să fiu doctorat, să fiu coautor, cu nefericire, sigur că da, la anumite cursuri, la anumite tratate făcute de dumneavoastră, să-l cunosc mai îndeaproape, de aceea mi-a permis să spun că a fost un om cu totul special. Îl vom păstra în amintire și așa cum dumneavoastră, comunitatea locală, v-ați prăduit să faceți aceste frumoase gesturi. Cu siguranță este posibil la în lumea aceasta, nu atât de mare, din lângă să-i mai vedeți în numele pe anumite instituții, după cum ați auzit, înființat Institutul de Drept Comercial și suntem în procedura de a-i schimba numele, în sensul de a da numele profesorului Căcănaru, anumite săl de curs, amfiteatre, poate și facultăți vom vedea de drept să-i poartă numele, așa încât, cum spuneam și în vreme, o să-i păstrăm o recunoștință și o să păstrăm și o să ducem mai departe pe acest, iertați-mă că spun, un fel de caragiale al dreptului, sigur, cu diferențe specifice, mă refeream mai mult la notorietatea pe care și-a creat-o. Așa că mulțumesc, domnule primar, mulțumesc tuturor persoanelor care v-ați implicat în acest frumos demers. Și ce să vă spun, când veți serba 100 de ani, când vor avea 100 de ani de la căsătorie, cei prezenți, promiteți că mă chemați și pe mine. Să vă mulțumesc. Da? La mulți ani! Nu sunt seniori, mai sunt și ceilalți la tine. Vreau să-i primesc și pe tine și probabil că o să am și o vârstă mai... Așa cum spunea domnul secretar de stat, Adrian, problema este la solicitarea pe care ne-a trimis-o, a trebuit să stăm un pic să vedem ce soluție găsim, pentru că era vorba să denumim păstrate, dânsul născându-se, crescând la școala generală în comunul Titoveni, era de 90 de ani. Și atunci, într-un consiliu local, am stabilit și cu domnul consilier George, m-a consultat tot timpul, probabil că dânsul a ținut legătura cu domnul Titoveni, să punem această placă pe școala generală numărul 1 Titoveni. La scrisul pe care l-am consultat împreună cu domnul George Voican, am consultat și familia, nepoții, să vedem dacă pică bine cele scrise, după care le-a dat părtele. Inițiativa a avut-o și consilierul Maizemar, cu Marius, după care consiliul care a stabilit că această dată de septembrie, odată cu festivitatea și de semnarea la cetățean de onoare post-mortem, să primim și celelalte grupuri în această zi de sărbătoare. Dacă îmi permiteți să revin la votul în gestul Vasile. Este unul dintre acuzatul să-i pună pe toți.
stele, noi mai puțin la cunoscut, bine, să lăsați pe program că prin dușba lui a arătat că a dat viața celorlalți profesori, celorlalți studenți și care, cu care se întâlnește. Vă mulțumim și bună ziua voastră că... E emoționat pentru că întotdeauna mulțumim pentru prezență. În acest moment pe care am să îl prezintesc, pentru că în ordine alfabetică să o mică atenție către tinerele lucruri care au primit 50 de ani de la căsătorie, cărora ne urăm să meargă înainte și la mulți ani. Alexandru, Marin și Maria. Și deci vor să o mică atenție. Mulțumim la acest lucru cu care am venit. Al doilea lucru de tine, domnul Bărbuș și Soluciele, ne-a ionit pe Bărbuș. Thank you.
domnul Mitroiu Nicolae. Avându-l pe domn profesor Stanciu Cărtănarul un model
Am să vă prezint o situație de fapt care s-a petrecut în 2017, de nu și-a uitat originea. Și de ce spun nu și-a uitat originea? Am avut un litigiu la Curtea Internațională de Arbitraj de la București, în care era dumnealui arbitru și cu doamna Dumnezeu și cu Dumnezeu să odihnească și pe dumneavoastră. Cunoscându-mă, înainte de a lua cuvântul, m-am întrebat, ce mai este în zona toată? Ce se mai întâmplă? Ce se întâmplă cu comunitățile de la? Populația cum mai este? Care mai este starea în acea comunitate? Aici, un regret enorm pentru un acest om nobil, care a fost un pictor de foarte multe persoane. Mulțumesc! Vă spun încă o dată la mulți ani și tuturor auditorilor. Și nu în ultimul rând, învățământul să fie promovat așa cum a promovat el cadre profesional. Mulțumesc! Domnul Paise. Mulțumesc, domnul primar. La mulți ani tuturor celor care astăzi ați fost sărbătoriții de Consiliul Local și de întreaga comunitate, la mulți ani întregii comunități, pentru că mâine, practic, este ziua localității noastre. La 10 septembrie 1486 au fost primele scrieri referitoare la aceste meleaguri. Mai exact, despre Mănăstirea Mărginești. Luând aceste date, s-a făcut ziua comunei pe 10 septembrie. A fost luată o hotărâre de Consiliu. La 10 septembrie să fie ziua comunei, iar petrecerea și sărbătorile legate de acest lucru să fie în cel mai apropiat timp de această dată, pentru că poate să fie 10 în alte zile ale săptămânii, să fie în general astfel de săptămâni. În altă ordine de idei, mulțumesc domnului Ciuțuianu pentru ideea pe care a avut-o de a-l comemora și de a-l ridica la rangul de cetățean de onoare post-mortem pe meritul profesor în drept comercial stagiunilor penal. După ideea dumneavoastră, așa cum am scris și în preambulul hotărârii de Consiliu pe care am inițiat-o, s-a luat hotărârea prin care acest mare om al localității noastre a fost astăzi comemorat și ridicat la rangul de cetățean de onoare. La mulți ani, încă o dată, cuplurilor care astăzi au împlinit frumoasa vârstă de 50 de anișori, să fiți sănătoși, să fie sănătoși și cei care au fost acum un an și cei care vor mai fi și să vă urez un weekend plăcut și încă o dată la mulți ani. Mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi să rog pe domnul președinte Consiliului Județean să răspundă câteva vorbe. Mulțumesc mult, domnule primar, dragi cernici părinți, domnule primar, domnule secretar general al Guvernului adjunct, doamnă prefect, doamnă vicepreședinte, domnule senator, stimați invitați, stimați locuitori ai comunei Ile Caragiale, este un moment deosebit astăzi pentru noi să participăm nu doar la un singur eveniment, ci la 3 evenimente într-o singură zi. În primul rând, astăzi vreau să-l felicit pe domnul primar și Consiliul Local pentru că au decis să acorde titlul de cetățean de onoare domnul profesor Stanciu Căpenaru și este o recunoștință pentru dumnealui, pentru familia dumnealui, în ultimul rând pentru comună și pentru județul Dâmbovița, pentru că știm cu toții și comuna Ile Caragiale, prin tradiție, este unică în România și, bineînțeles, domnul profesor Stanciu Căpenaru, chiar dacă nu sunt de profesie jurist, dar cunoaștem cu toții, este un reper pentru mediul academic din România. În al doilea rând, vreau să-l felicit din nou pe domnul primar și Consiliul Local pentru că au decis să premieze cele 12 cupluri și vreau să vă urez un sincer la mulți ani să fiți sănătoși și să fiți alături de comunitatea locală, așa cum a spus și în această perioadă. Și în ultimul rând, avem ziua comunei, sărbătorim ziua comunei Ile Caragiale. Este un motiv de bucurie pentru toți locuitorii comunei dumneavoastră și vreau să vă urez un sincer la mulți ani să fiți sănătoși și să ducem la bun sfârșit toate proiectele pe care ni le-am asumat în comunitatea dumneavoastră. În final, eu vreau să vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, vreau să vă asigur de tot sprijinul tuturor proiectelor pe care domnul primar le-a gândit pentru comunitatea dumneavoastră și împreună cu colegii mei vom acorda sprijin necondiționat proiectelor pentru dezvoltarea comunității în care dumneavoastră locuiți.
Doamne ajută la mulți ani și Dumnezeu să-L dea cu început. Mulțumesc! O să rog pe domnul... vicepreședinte al Senatului Vasile Zgurean. Mulțumesc, domnule primar, onorați invitați, locuitori ai, onorați locuitori ai comunei. Mă bucur că sunt prezent astăzi aici. M-am bucurat când colegul meu, Marius Paise, m-a informat că inițiativa domnului Iusuianu se materializează și că meritele profesorului sunt recunoscute și în acest mod. O mare personalitate, nu numai a localității, ci a țării. Felicitări pentru acest lucru, felicit Consiliul Local și Primăria pentru acest lucru. În același timp, văd aici seniori care au trăit o viață împreună și sunt frumoși, luminoși. Mă bucur că au o căsnicie atât de lungă. Le doresc mulți, mulți ani de acum încolo să fie împreună și să fie în continuare un exemplu pentru noi, în sensul de statornicie, de prietenie, de familie, de tot ce înseamnă aceste valori. Încă o dată, la mulți ani, și dumneavoastră, și comunei de Caragiale, să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine, la mulți ani! Ziua, mulțumesc mult, domnule primar, onorată asistență. Este o bucurie pentru mine să fiu astăzi prezentă la acest eveniment extrem de emoționante, la care am participat cu toții. Emoția s-a văzut atât pentru cei care, cu toții de fapt, l-am celebrat astăzi într-un mod special pe profesorul Stanciu Cărpenaru, dar și cei care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie, dar și emoția celor care i-au însoțit. Vă felicit, felicit inițiatorii, le mulțumesc colegilor profesorii care au venit astăzi la Ile Caragiale pentru această inițiativă și pentru faptul că dumneavoastră ați pus-o în practică în ceea ce privește pe domnul profesor Stanciu Cărpenaru. Recunosc și eu, i-am fost studentă. N-am avut o relație atât de specială cu așa cum a avut-o colegii mei, căra el a fost și îndrumător de doctorat. Pot să vă spun că, dincolo de profesionalismul, deci săvârșit a acestui cadru didactic, vreau să vă spun că a fost un pedagog de săvârșit. Cursul domniei sale de drept comercial este unul dintre cele mai clare, concise, într-un limbaj extrem de precis și de facil pentru un student, ceea ce pentru menirea de profesor cred că este chestiunea foarte specială, ca să determine pe student să învețe foarte ușor și să iubească disciplina. Vă felicit, vă spun și eu la mulți ani, multă sănătate. Faptul că sunteți de 50 de ani împreună înseamnă că iubirea a fost solidă, a fost profundă, la fel respectul pe care vi l-ați datorat reciproc. Și așa cum am spus și antevorbitorii mei, sunteți modele și trebuie să rămâneți modele pentru comunitate. Vă îndemn și eu să fiți alături de primarul dumneavoastră, de Consiliul Local, pentru a-i sprijini în ceea ce înseamnă implementarea proiectelor pentru dezvoltarea comunității dumneavoastră. La mulți ani comunei de Caragiale, la mulți ani tuturor cetățenilor. Ieri vreau să mulțumesc tuturor invitaților celor care și-au spus aceleși cuvinte frumoase despre deputul profesor Cărpenaru. La mulți ani Caragiale, la mulți ani tuturor și cu aceste fiind spuse, mergem la școala numărul 1 Irdoveni pentru mica slujbă pe care dinții preoți cunoște aceea pachetă pe care vreau binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclin. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta ce ocrunești popoarele, ridicând unor oameni viteși, înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestei plăci comemorative și să ridica într-o pomenirea domnului profesor Stanciu Căprenaru, fiul al localității noastre, ne rugăm ție, scrie numele lui în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari săvârșite de cei aleși din popor în numele Tău, așa și acum te voiește a întări și a binecuvânta această placă comemorativă spre veșnica pomenire a domn profesor Stanciu Căprenaru. Dăruiește, bunule, celor ce au înălțat acest monument sănătate și bucurie sufletească, iar poporului nostru ajută-i ca, urmând pilda de jertfă, de credință și de făcuire a vrednicilor înaintași sub purtarea Ta de grijă, necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează această piatră comemorativă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează această piatră comemorativă cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează! 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 Binecuvintează!